Mulți stimați viticultori, azi e 10 august, vreau să vă mai demonstrez încă o formă hibridă a selecționerilor lui Evgeni Gheorghiș Pavlovski, care este pur și simplu neglijată sau dată uitării sau de neatenție. Eu o să vă demonstrez și o să vă faceți concluzie. La început și pe mine mai impuneam să nu am forma asta, dar așa s-au situat circunstanțele, că am pus-o în rând de podară Knesetaia și un rând de bodri. Și iată, uitați-vă, și prezintă bodri. Bodri, da, e drept. Se coace cu o săptămână mai târziu ca, ia că la podară Knesetaia, care el de mai jumate vândut. Da, dar ei s-a scoace o altă săptămână. Dar, să vedeți și fel de... Și struguri prezint ele, uitați și bobiți. Bobiți în jur la 20 de grame. Și mulți care spun că n-are muscat. În perioada când scoași complet, are muscat. Și-i plăcut muscat. Uitați-mă ce potențial are. Uitați cozele. Uitați ce fel de coz are. Grosime de un centimetru. Struguri mijloci tot din două ramuri. De culoare liliachie, ia ca așa, ia ca așa el la piață. Știu câteva zile să termină podar, să tăi și să duci el la piață. Eu sunt foarte mulțumit, un rând întreg am pus și roada. Asta e spăliera, asta e în biplană și în partea și în partea și tot atâta roadă. Dacă e camera în spate de ratat, iată, și tot rândul ăsta, uitați-vă, eu... De... Încărcătura butucii o duc bine, fără nici un fel de exces. Dacă o să fie îngrijită și mai bine ca cei mai buni viticultori, păi clar că aici o să avem struguri ca caldarea de mari, băbița ca capul selecționerului. Așa că poftim și gustați foarte. Are și muscatul, care originatorul l-a promis, într-adevăr are. Ia uitați aici și se face. Plamă de piață. Plamă de piață. Atât.